Bine ați venit la etalarea bonus pentru ascendent lună soare în Leu și haideți să vedem ce avem pentru voi. Nebunul. L-aș lua ca pe ceva care se întâmplă neașteptat. Un nou început, dar din ce? Haideți să vedem ce e cu nebunul. Oh! Pajul de monede, doi de bâte, ceva la care v-ați gândit, dar de fapt nu vă așteptați, cinci de monede, simțiți că sunteți lăsați pe din afară la orice tip de probleme, orice tip de... Dar vă găsiți echilibru, care este problema? Ce este nebunul aici? Șase de spade. Vărsătorului și pajul de monede. Asta înseamnă că este ceva neașteptat, fie într-o instituție, fie ceva la care vine către voi. Regele de monede. Pajul de monede. Doi de bute. Regele de monede înseamnă că este ceva la care nu vă așteptați. Ceva care vă schimbă viața, regele acesta de monede este unul dintre cei mai buni regi, stabili, financiar și din toate punctele de vedere și posibil să fie chiar și cineva care intră în viața voastră. 10 de săbi, în sfârșit. Deci a fost ceva dureros în viața voastră, dar acum se termină ceva care v-a dezamăgit complet și care ați simțit că sunteți lăsați undeva în pribegie, să-i zicem. Justiția să face dreptate în ceva. Haideți să vedem cum. Turnul! Wow! Asta este o întâlnire neașteptată, pentru că aveți regele de monede. Asta poate fi o întâlnire neașteptată care vă schimbă viața. Trei de săbi, ați fost dezamăgiți, nouă de bute cu foarte, foarte multe piedici. Wow! Iar aici avem asul de săbi și 10 de cupe. Doamne, de acolo de unde era un blocaj total în viața voastră, asul de săbi și 10 de cupe vă oferă totul. Este exact ca un noroc la timpul potrivit care vă schimbă viața rapid. Deci, efectiv, este foarte rapid. Până pe 15 martie. Și aveți Lotus, Venus, Afroditi. Iar ceea ce aveți aici, curcubeul respectiv, este de fapt dorința voastră, oricare ar fi ea. Și asul acesta de săbi este ceva la care v-ați dorit enorm. Cinci de spade. Cineva care v-a înșelat, cineva care a încercat să vă distrugă. Acum a venit momentul în care totul se pune la punct. Iar acest nou început este cu un rege de cupe. Cineva care ține foarte mult la voi. Este o nouă iubire și împărăteasa este superb. Împărăteasa vine cu grație, cu bunătate și cu finanțe, pentru că este Venus. Wow! Ce este acel neașteptat? Voi face clarificare cu alte cărți. Ops! Ops! Patru cărți s-au întors pentru a-mi spune care este acel ceva neașteptat. Regele de cupe, un nou început cu șase de spade. Și este ceva neașteptat. Posibil să se întoarcă un ex? Hm?
Dar este o întâlnire neașteptată, cu siguranță. Deci, chiar așa trebuiau să se întoarcă eremitul. Voi căutați cu totul altceva sau poate căutați o soluție într-o situație și, de fapt, dați peste persoana respectivă. Poate fi un ascendent lună-soare într-un semn de apă, dar eremitul poate să-mi spună că este și ceva legat de felul în care vă organizați sau faceți ceva la locul de muncă și el este începutul și sfârșitul pentru că este cromozomul în cabala. Și este și cartea fecioare. Posibil să descoperiți ceva. Dar aici eu o văd ca o întâlnire. Da, pajul de monede, roata. Wow! Și steaua, o oportunitate. Asta este un mare noroc, oameni buni. Este un mare, mare noroc. Vi se dă acest... Steaua este acum. Este cartea vărsătorului. Saturn este în vărsător. Și asta e marea voastră realizare. Este un mare noroc. Nu știu cum altfel să definesc. E ceva extraordinar. Poate chiar vine o oportunitate pe calea internetului, pentru că aveți iepurașul. Iepurașul semnifică internet, relațiile cu internet, comunicarea în internet. Haideți să vedem ce vă aduc zânele. Zânele, soarele. Asta este guvernatorul vostru. Este ca și cum tu te pui față în față cu tine. Tu față în față cu tine. Și ai și numărul 13, care este număr cu noroc. Și în momentul în care sunteți față în față, asta înseamnă să stați în picioare pe puterile voastre. Asta este cea mai important. Și în primul rând este cartea miracolului. Dacă veți crede în miracole, să știți că va veni atunci când nu vă așteptați. Nu este salvați de clopoțel, nu. Este pur și simplu un miracol. Da. N-am cuvinte. Titan, the Silves. Știți cine este? Cei care poate vă place desenul animat. Este Tinkerbell. Este ceva la care și Singer of Connection. Este o conexiune la care nu, pur și simplu nu o poți explica. Fate and the Silves iar spune un fragment din sufletul pământului. Este ceva la care poate nu vă așteptați. E un fel de o idee extraordinară, rapidă, care pur și simplu vă luminează viața exact ca Tinkerbell cu glitterul ei. Asta înseamnă. Ai capacitatea să selectezi ceva, să faci ceva, ți se luminează, este exact ca un miracol și poți să faci conexiunea dintre ceva. Spirit of Dancer, Singer of Connection. Cine sunteți buni dansatori sau aveți ceva, coregrafie, ceva de genul acesta, pentru că este extraordinar de frumoasă energia, iar numărul 6 este Uniune. Cu siguranță este Uniune și este numărul lui Venus, iarăși. Poate fi Uniunea a două persoane, poate fi o Uniune a unei afaceri, care va aduce abundență și care vă face pur și simplu să dansați de bucurie împreună cu prietenii. Sau poate unii dintre voi vă schimbați chiar profesia și veți călători în continuu. Este ceva extraordinar, neașteptat de frumos. Chiar aștept mesajele voastre, pentru că asta îmi spune aici. Este o
o idee pe care nu o poți defini. Este ceva care poate ești pionerul la ceva total nou, la care nimeni nu s-a aștepta. Haideți să vedem ce avem din oracolul iubiților. Atunci când vei decide clar ce vrei, de fapt, va veni foarte repede în viața ta cineva. Dar va trebui să decizi mai întâi de toate ce îți dorești cu adevărat. Reconciliere dintr-o viață anterioară sau cineva care revine. Deci, încă o dată, vedeți cine vine către voi. Decepție. Veți vedea un mare adevăr și, de fapt, foarte repede va veni cineva în viața voastră, care, de fapt, este iubirea adevărată și care va duce până la adânci bătrânețe. Deci, dacă revine cineva în viața voastră, este bine să lăsați lucrurile așa cum au fost, pentru că aici se poartă o mască falsă, iar dacă într-adevăr vă doriți ca cineva la care clar voi cereți de fapt cum doriți să fie persoana respectivă, atunci va veni iubirea adevărată. E o diferență. Ce sfat avem de la Arhanghelul Mihail? Ce sfat avem de la Arhanghelul Mihail? Ce trebuie să știm? Ia-ți cât timp vrei pentru a lua această decizie, oricare fie. Și este bine să părăsești o situație nesănătoasă, cum ar fi această decepție. Rugăciunea te va ajuta foarte mult. Descrieți acea situație și te va ajuta foarte mult. Iar aici, vedeți opțiunile care vi se oferă, pentru că numai atunci veți lua, de fapt, exact cum a fost aici, să luați decizia corectă, decizia care este pentru voi, ceva care vă face fericiți, care este, de fapt, sensul vieții voastre, cel mai bun pentru voi. Tu și persoanele și cei pe care îi iubești sunteți protejați. Deci, orice decizie vei lua, să știi că ești protejat. Finanțe. Vreau să am o carte de la finanțe, să vedem finanțele. Mi-a spus acolo că se schimbă enorm pentru că am împărăteasa. Cum luăm această împărăteasă? Doi de abundență. Vedeți? Abundență. Trei de abundență și asul de emoții. Acum, atunci când mergi undeva la un loc de muncă unde te simți fericit cu asul de emoție și ești creativ și dăruiești totul, atunci înseamnă că vine abundența. Deci va trebui să cântărești foarte bine ceea ce ți se propune. Dar un mare noroc, un miracol, aș spune, intră în viața voastră. Atrageți acel lucru. În momentul în care vizionați acest videoclip, vă implor, închideți ochii și vizualizați ce vă doriți cu adevărat. Energia pozitivă transmisă se manifestă, o manifestați voi. Aveți încredere în voi, pentru că asta vă spune aici. Să aveți încredere în voi, în propriile voastre puteri, cu picioarele pe pământ, pentru că se va manifesta. Numai bine, la revedere, vă mulțumesc din toată inima că sunteți alături de mine și vă aștept și la un webinar. Poate ceva acolo vă inspiră și vă transformă viața. Nu se știe niciodată. Numai bine,
La revedere!